am decis să-mi asum responsabilitatea pentru acest guvern, știam că sistemul perfid construit de-a lungul anilor de Plahotniuc și alții ca el se va opune de răsputeri. Știam că molima corupției, a nedreptății a cuprins toate nivelurile și toate instituțiile statului, iar statul se sufoca. Pentru că procurorii nu sancționau ilegalitățile, ci protejau hoții. Pentru că judecătorii nu luau decizii conform legii, ci conform indicațiilor politice. Pentru că Curtea Constituțională se ghida nu de Constituție, ci de partid și stăpân. Capii acestor instituții au fugit, unii chiar peste hotare. Însă slujitorii fideli ai lor refuză să-și schimbe atitudinea, refuză să plece, refuză să înceapă să respecte legea. Cât timp îi mai putem lăsa să-și bată joc de interesul țării, ascunzându-se în spatele unor regulamente? Le-am oferit suficient timp să înceapă curățarea sistemului pe interior. Nu mai putem aștepta, pentru că nu putem asigura o viață bună cetățenilor acestei țări dacă nu asigurăm mai întâi o justiție funcțională. Ei au ieșuat nu din cauza că nu le-a ajuns timp, ci pentru că ne sfidează pe toți într-un mod grosolan. Timpul a expirat. Ajunge. Sistemul trebuie curățat din exterior. Decizia de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor de a organiza concurs pentru desemnarea unui nou procuror general, ignorând inițiativele și demersurile noastre de a schimba modalitatea de alegere a acestuia, reprezintă o sfidare a așteptărilor tuturor cetățenilor. Au lansat acest concurs, chiar dacă există atât un proiect de lege votat în prima lectură de Parlament, prin care se schimbă procedura de alegere a procurorului general, cât și mai multe demersuri referitoare la reforma profundă a procuraturii. Se pare că CSP așa și nu a înțeles că perioada în care puteau numi în calitate de procurori personaje corupte de genul Harungen, Popa sau Bețișor a trecut. Acest Consiliu a arătat de nenumărate ori că se crede mai presus de orice lege și mai presus de interesul național. A fi instituție autonomă nu înseamnă a funcționa în afara regulilor și în afara interesului cetățenilor. Nu vă ascundeți în spatele autonomiei, căci autonomia nu vă permite să mergeți împotriva spiritului legii și a dreptății. O țară întreagă cunoaște că problema de bază în justiție este faptul că nu avem o procuratură independentă, iar acțiunea de astăzi a CSP o demonstrează cu prisosință. Ce dorește acest Consiliu? Să arate că poate continua dezmățul? Vrea să ne spună că îi va sluji pe corupți în continuare, așa cum l-a slujit pe Plahotniuc? Pentru că acesta este mesajul pe care ni l-au transmis astăzi prin decizia pe care au luat-o. Prin această decizie au demonstrat încă o dată că nu sunt capabili să facă reforme din interior. De aceea, guvernul se va implica mult mai serios. Gravitatea problemei necesită soluții de criză. Săptămâna viitoare vom discuta în ședința guvernului crearea de urgență a Biroului de Combatere a Corupției și Reforma Justiției pe lângă prim-ministru, care va include alături de reprezentanți ai societății civile și experți internaționali, conducători ai tuturor instituțiilor responsabile de domeniul justiției și anticorupție. Guvernul răspunde în fața cetățenilor și își asumă responsabilități enorme, în timp ce procurorii și judecătorii, conducerea anii, alții ca ei, își bat joc de justiție și fac imposibilă dezvoltarea în alte domenii ale Republicii Moldova. Cetățenii cer de la guvern realizări, nu de la șeful ANI sau de la președintele CSP-ului sau de la judecătorul de la Cahul. De aceea, guvernul va avea un cuvânt greu de spus în curățarea sistemului și alegerea noului procuror general.
vom insista pe comisii de evaluare externă cu implicarea experților străini, începând cu cel mai înalt nivel al sistemului judecătoresc și al organelor procuraturii. Vom insista pe un sistem riguros de selectare a următorului procuror general. Nu pot fi ridicate standardele de viață dacă justiția nu apără oamenii corecți și protejează în continuare persoanele corupte. Vor urma, cu siguranță, reacții virulente din interior, pentru că sistemul se va opune. Pentru că virusul se scoate greu din organism și uneori e necesar un tratament mai puternic. Sistemul se va zbate și va încerca să-și păstreze starea actuală. Noi însă vom lupta până la capăt pentru o justiție liberă de corupție și dependentă doar de interesul național. Vă mulțumesc!